Bună ziua, Lorena Radu, bun găsit tuturor. Așa este, primul scenariu este cel care ar și rezolva criza internă politică și guvernamentală mai rapid, aceea în care Partidul Național Liberal renunță la a-l nominaliza pe Florin Câțu la consultările care vor fi convocate de președintele României Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni. Dacă se va întâmpla acest lucru, ar putea avea mari șanse să se refacă vechea coaliție PNL-USR-UDMR, pentru că aceasta a fost condiția celor din USR ca Florin Câțu să nu mai fie premier. În această situație sunt vehiculate numele lui Nicolae Ciucă, ministrul Apărării Naționale, și al lui Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne. Al doilea scenariu, dacă președintele României Klaus Iohannis va insista să-l desemneze tot pe Florin Câțu, teoretic nu poate să o facă, pentru că există o decizie a Curții Constituționale care îl împiedică să-l desemneze pe Florin Câțu, Florin Câțu să fie prima sa nominalizare, însă ar putea să desemneze un premier de sacrificiu și aici sunt vehiculate tot numele lui Nicolae Ciucă, ministrul Apărării Naționale, sau al lui Dan Vâlceanu, ministrul Finanțelor Publice, un apropiat al lui Florin Câțu, care fie să se retragă înainte de vot, așa cum a făcut și Florin Câțu imediat după ce a fost demis guvernul condus de Ludovic Orban prin moțiune de cenzură. Acesta este într-adevăr un al doilea scenariu, Florin Câțu să fie a doua nominalizare a președintelui României, și de aici se desprind alte două scenarii, scenariul în care guvernul Câțu trece de votul din Parlament cu voturile celor de la Partidul Social Democrat și devine un guvern minoritar format din PNL și UDMR. Sau Florin Câțu pică în momentul în care va fi votul din plenul Parlamentului, nu-i va convinge pe cei din Partidul Social Democrat să îl voteze. În acel moment, președintele României Klaus Iohannis, potrivit Constituției, poate să declanșeze alegeri anticipate, să dizolve Parlamentul și să declanșeze alegeri anticipate, un scenariu puțin probabil, spun cei din Partidul Național Liberal, sau poate să desemneze un al treilea premier, un premier care fie să fie votat de PNL-USR-UDMR și să se refacă vechea coaliție de guvernare, fie scenariul în care PNL și USR nu se împacă, nu ajung la un numitor comun și atunci acel guvern să fie votat de Partidul Social Democrat, care în acest moment susține organizarea alegerilor anticipate.